Anii trecuți, profesorii de la Catedra de Istorie organizau pe 9 octombrie acțiuni clasice cu prezentări despre Holocaust și le dăteau elevilor ca temă realizarea de referate pe care urmau să le citească. În acest an, la Colegiul Național Ion Măiorescu s-a hotărât organizarea unei altfel de activități. Cuvântul de ordine a fost imaginea, astfel că 4 profesori împreună cu bibliotecarea liceului s-au implicat în amenajarea unei expoziții de carte, imagini, casete video și desene cu tema Holocaustului. Am realizat un grup de desene pe această tematică. Cum percep copiii, deci elevii noștri, la diferite vârste, acest eveniment numit Holocaust, eveniment pe care anul acesta am zis să îl vedem în imagini și în culoare, bineînțeles și având grijă și în primul rând să prezentăm scrieri, lucrări, mărturii legate de acest mare eveniment. Am vrut să concepem această microexpoziție ca un loc în care elevii să vadă ce resurse pot să consulte în vederea studierii Holocaustului. Deși s-a încercat o acțiune mai atractivă, prin care elevii să afle mai multe despre Holocaust, se pare că nu a fost suficient de interesantă pentru elevii clasei 11-a G, care culmea au un orar, un opțional despre acest subiect. Întrebați ce pot să ne spună despre Holocaust sau ce cuvânt le vine în minte când aud acest subiect, elevii au dat din colț în colț. În spatele scuzei clasice a emoțiilor, tinerii au refuzat să răspundă. De la unii am reușit să scoatem câteva răspunsuri. Când spui Holocaust, ce-ți vine prima oară în minte? Am emoții, nu. Ai emoții, ok. Cine nu are emoții atunci? Am emoții, cred că Corina a venit. Dar de ce reacționați așa? Când spui Holocaust, ce cuvânt îți vine? Tu ce cuvânt îți vine în minte când spui Holocaust? Nu știu, despre istorie. Despre evrei. Despre evrei? Da. Ție ce cuvânt îți vine? Ororile întâmplate în timpul lui Hitler. Ce poți să-mi spui despre Holocaust? De ce lupta pentru Holocaust? Ce poți să-mi spui despre Holocaust? A ști vegan, cunoaște victimele, da? Nu, nu, vă rog, pe alții. Avem emoții, doamnă. Ne facem emoții. Voi ce știți despre Holocaust? Cine poate să-mi spună ceva despre Holocaust? Expoziția dedicată Holocaustului a fost păstrată în holul liceului pe parcursul întregii zile, în speranța că elevii vor profita de informațiile oferite pe tavă de profesorilor. Prima zi națională de comemorare a Holocaustului a fost marcată în 2004, data de 9 octombrie fiind aleasă pentru comemorarea României, deoarece în această zi, în 1941, a început deportarea din Bucovina în Transnistria. Holocaustul este termenul general pentru a descrie uciderea aproximativ 6 milioane de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial și înseamnă în limba ebraică ardere de tot.